Pe Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt de acum și până de veci. Amin. Amin. Spunea poetul în cântare, Osana lui Iisus. Și spune cuvântul Domnului, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Eu cred din toată inima că noi am venit în numele Domnului în dimineața aceasta. Amin. Nu venim doar să ne vedem unii pe alții și venim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Venim să-i mulțumim că încă o săptămână ne-au portat de grijă, ne-au păzit, ne-au ocrotit. Venim să-i mulțumim pentru că, chiar dacă a fost bală, s-au ridicat alazuri, El este Cel ce ne păzește și ne protejește. Binecuvântat este Cel ce vine numele Domnului. Iată semnele care vor însoți pe cei ce cred în mine. Doamne, binecuvintează-ne să venim în numele Tău. Doamne, binecuvintează-ne să credem în tine și cuvântul Domnului dimineața aceasta s-a deschis și s-a oprit în Marcu, Evanghelia, după Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 20, vreau să dau citire și are acolo un titlu așa de minunat. Puterea credinței. Doamne, ajută-ne să credem din toată inima. Să nu fie doar vorbe, doar fapte. Eram în vine seara într-o rugăciune cu fratele, într-o biserică, la rugăciune cu fratele Vasile și spunea cineva de la Ambon că unii trăiesc în vremea aceasta numai după povești, după vorbe. Toate sunt povești, toate sunt vorbe. Și mi-a trecut prin minte, Doamne, dacă spunem că avem credință, ce bine ar fi să băgăm un demonizat în mijlocul nostru, să vedem. Avem credință? Ori nu avem credință? Atunci se vede, nu? Atunci se vede dacă sunt povești sau e realitate ceea ce credem noi în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze. Să nu ne teme, fraților. Să credeți din toată inima că Dumnezeu are putere să lucreze. Amin. Încă pe picioare și în puterea acestor cuvinte care le voi citi, mergem înaintea Domnului rugăciune și haideți din toată inima să mulțumim Domnului, să ne rugăm, să simțim prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem mai puțini în dimineața aceasta, știm că în zonă este și grupul Saron din Baia Mare. Oamenii aleargă și mă chemau și mă invitau. Ce frate Alexandru, hai că nici mie nu-mi place de parte, dar mă duc că vine grupul. N-am auzit niciun cuvânt spre slava lui Dumnezeu să spună îl laudă pe Dumnezeu, cântă pentru Dumnezeu. Cântă frumos oamenii aceștia. Noi vrem să cântăm frumos pentru Dumnezeu. Amin. Vrem să cântăm frumos din toată inima spre slava lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze. Dimineața, când treceau pe lângă smochinul, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care le-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun, că dacă va zice cineva muntele acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi inima lui, ce va crede că ce a zis se va face, va avea lucru cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primit și veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Cu toții mulțumim Domnului.